Cadavrele aproximativ 15 porci au fost aruncate într-un loc departe de civilizație, la câțiva kilometri de colonia de la porțile de fier 2. Probabil că proprietarul a vrut să scape de animale și a găsit acest loc unde nimeni să nu le poată găsi. Porcii se pare că aparțin unei ferme din apropiere. Nimeni nu știe concret de unde provin. Grav este că în zona animalele umblă libere, iar locul ar putea deveni un adevărat focar de infecție. N-ar fi putut să arunce porcii ăștia morți aici, în apropiere? Păi asta numai oamenii care au făcut acum, au văzut că nu-i bună carne, ăștia au aruncat. Cine credeți că altul? Poți bolnavi, au murit și i-au aruncat. Sau... Dar sunt tăiați sau cum? Nu, morți, sunt porci morți. Cadavrele... Cred că a fost cumva bolnav de i-a aruncat, de ce să vă spun eu. Și cum vi se pare dumneavoastră aruncați așa la întâmplare? Nu, domnule, ala-i dai foc sau dacă nu-l îngrop, dar chiar și îngropat. Eu am îngropat odată un porc și l-a scos câini. Focar de infecție. Da, poți să-l dai foc mai bine. Reprezentanții primăriei Gogoșu au anunțat direcția sanitar-veterinară. Situația e chiar neplăcută, dar am trimis poliția cu viceprimarii, cu medicul de la noi din comună, medicul veterinar, să meargă să vedem despre ce e vorba, de unde provin, că asta e foarte important, de unde provin. În zona sunt mai multe crescătorii de porci. Vedem cine i-a aruncat acolo, ce s-a întâmplat și o să luăm măsurile care se impun, anunțând direcția sanitar-veterinară și toate etapele care trebuie parcurse în continuare. Leșurile trebuie distruse pentru a se evita apariția unui focar de infecție. În cazul în care se va găsi vinovatul pentru depozitarea animalelor moarte, va fi obligat să suporte o sancțiune pecuniară.